Salut! Noi suntem Maria și Ioana, iar tu ascult de Fusta mamei și toate de desupturile. O serie de discuții cu substrat între mame despre transformare, respect, psihic și viață în general. Dacă în episoadele trecute am discutat despre respectul de sine, sexualitate, prejudecăți sau educație, astăzi am ajuns la, în sfârșit la subiectul care ne definește în acest moment. Maternitatea. Multe lucruri pe care le știam despre a rămâne gravide, naștere, creșterea unui copil rămân doar mituri, pe când altele au devenit repere și ne ajută să gestionăm oboseala, dificultățile, schimbarea. Într-un rol cu totul nou, este imposibil să fii relaxată de la bun început. Relaxarea se construiește, asemenea vieții de familie, a obiceiurilor frumoase, a conexiunii inegalabile cu micuții noștri. Astăzi o avem alături de noi pe Roxana pentru a discuta emoțiile, încercările, reușitele și momentele de cumpănă din călătoria noastră ca mamă. Mulțumim că ești alături de noi, Roxana. Mulțumim. Mulțumesc. și eu foarte mult pentru invitație, chiar mă bucur foarte mult mm. să fiu aici. <laughs> tu, Roxana, tu ai un blog și da. mă corectezi dacă nu zic ceva, ok? Tu ai un blog și o pagină de Instagram, da. prin lume, prin intermediul cărora oferi sfaturi și trasee cu adevărat originale din cele peste 40 de țări din care ați. Sincer, nu știu câte sunt, nu le-am numărat niciodată, că nu vrem să le contorizăm, mm. nu e un scop așa să numărăm mm. câte țări vizităm. Dar da, este o pagină pe care am lansat-o acum mulți ani și am început cu partea de travel, documentam practic toate călătorile noastre și ulterior, după ce a apărut și Alexei, are și o componentă foarte, foarte mare de parenting, mm -hmm. să-i zicem, da, pentru da. că vorbim foarte mult despre experiențele noastre cu Alexei. De parenthood mai degrabă, pentru că vorbiți despre da. viața de familie și nu neapărat exact. ca... Mm -hmm. Exact, și până, la, până să înceapă pandemia, am vorbit foarte mult despre călătorile cu copiii mm -hmm. și pe, cu bebeluși, de fapt, lucru care era, mi s-a părut că era fost foarte de interes pentru comunitatea mm -hmm. noastră. Iar acum, neavând călătorii, vorbim mai mult de partea de parenting. Da. Adevărul e că este în jurul comunității voastre, ați strâns, în jurul acestor pagini, ați strâns o comunitate vibrantă și ți-am zis chiar înainte că atunci când tu ne postezi, ne dai un richer la ceva, primim foarte mult, sute de like-uri și sute de. Noi foarte mult, într foarte drăguță și sunt uh, foarte mulți părinți, părinți cu copii mici, și avem foarte multe lucruri în comun și chiar e o plăcere așa să vorbim uh, despre experiențele fiecareia, că sunt mai mult mame într-adevăr. Mm -hmm. Și uh, da, vorbim prin mesaje, tot timpul, ne împărtășim așa tot fel de experiențe, mm -hmm. când mai postez ceva despre Alexei, că se întâmplă ceva nu neapărat în regulă, dar uh, ceva ce nu înțeleg ce se întâmplă, pur și simplu primim așa foarte multe sfaturi și le Și chiar le citești, drăguț. nu? Da, da, da. Chiar îmi face plăcere să, să, le citesc și mă ajută și pe mine și cred că ajută și persoanele care îmi scriu. Că, până la urmă, cam asta este. Cineva spune că are aceeași problemă, eu mă simt mai bine că, într-adevăr, nu sunt singură și persoana respectivă la fel și comunicăm așa, e foarte drăguț. Chiar uh, îmi place foarte mult să fac asta. Îmi pare foarte rău că, de când am început jobul, nu mai am atât de mult timp să răspund mai mai repede da. tot timpul trebuie să stau, să aștept seara să răspund seara în general dar, dar este, este de okay. înțeles că până da. la urmă e destul de greu să stai da. tot timpul cu și Așa noi este. ne dorim să avem momentele noastre de familie și pauze, să mai lăsăm telefonul jos, nu poți exact, să fii da. și sunt convinsă că te, oamenii te înțeleg și că nu e da. o problemă nu cât poate era Alexi mai mic, era mai ușor, deși atunci mi se părea cumplit de greu <laughs> și tot timpul mă plângeam Uh, însă acum, deși e mai ușor pe alte părți, uh, mi se pare că e mai dificil cu partea aceasta Trebuie să fiu foarte atentă mm -hmm. cu telefonul, cu statul în fața laptopului Trebuie să văd foarte atent cum gestionez toate situațiile astea să nu, să nu pară că sunt foarte absorbită așa de tehnologie și de și oricum, Nu știu cum este Alexei, dar băiețelul meu când vede că sunt absorbită de, absorbită de telefon sau laptop Vrea să vină la mine, să vadă, să facă și el. Nu mă lasă foarte mult. El este. Da, cum da. să zic, cenzura mea mă cenzurează. Mă <laughs> este timerul timer meu, exact, exact, exact. Da, da, Adevărul e că mă inspir și pe mine foarte tare cu storiurile tale acum de din viața de familie. Că am văzut că, da, asta, în ultima vreme, da. postez foarte mult. Da, povești, po povești jocuri. Da, recunosc că și eu mă uit cu cu admirație și cu plăcere așa să-l văd, că totuși chiar dacă, ok, e la o vârstă la care e mai atent și, -și poate doza mai bine atenția către ce îi place, um, e, din a fost un copil care să știu, să fie implicat în joc și voi să-l da, implicați da. foarte mult. Mi-amintesc că și la una și ceva, desena, frumos, da, aproape de da, conturi este. și la mine în casă era pf, explodat, dar. Nu știu, asta cu desenatul de... cred că pur și simplu place îmi place și mie adui. foarte mult și atunci am început și foarte devreme, cam pe la 11 luni cred că este foarte mult exercițiu, în primul rând cred că și asta a contat, mm -hmm. pentru că facem asta zi de zi, deci nu cred că există zi în care să nu desenăm, colorăm sau să pictăm și cred că plăcându-mi e foarte mult și mm -hmm. îi transmit așa o foarte da. multă, nu știu, neapărat pasiune dar cred că mă vede pe mine foarte încântată și am observat, de fiecare dată când ne jucăm ceva care mie îmi place și el este foarte implicat și foarte așa. Poate că semănați puțin la temperament sau mă. Da. Gâtesc, știi? Dacă fizic este tati 100%, <laughs> da. măcar să fi luat ceva și de la mine. <laughs> da, pentru că și eu și eu, Ioana știe că și eu mă joc super mult că îmi place și îmi place să fac lucruri, dar la unele, spre exemplu, asta cu desenatul mie îmi place foarte mult de el nicio treabă. Deci nu. Da, e și el da. un copil pe genul Alexei, așa îi place să stea să migălească la lucruri, e răbdător, calm, nu e foarte energic, neapărat, e mai pe da. analiză, mai Exact, așa, da? Și Alexei, da. Exact, am observat asta. Dar cred că semănați. Probabil, da. Spre exemplu, la alt tip, alte tipuri de jocuri, cum ar fi cele de construit sau care pe mine nu mă pasionează neapărat puzzle-urile sau mm -hmm nu simt că este aceeași interacțiune. În schimb are aceeași interacțiune cu tatăl, cu Andrei. Uh -huh. Uh -huh. Pentru că lui îi plac foarte mult și atunci cred că pur și simplu ne preferă la punctul de ce vă place exact, și voi. Exact, da. da. Uh -huh. Eu voiam să te întreb că vorbim despre relația voastră cu el și răbdarea pe care o aveți și este de admirat. Dar dincolo de asta voiam să te întreb ce îți ce place cel mai mult în rolul acesta de mamă, de mămică? Ah. Uh. Nici nu știu, adică n-aș putea să, să încep spun ceva anume. Sunt foarte mult, multe lucruri care îmi plac și uh, mi se pare așa foarte curios faptul că eu nu mi-am dorit niciodată să fiu mamă. Și în tot timpul am spus, și cred că uh, am rămas însărcinată în septembrie, iar în februarie mi-aduc aminte foarte clar că eram într-o vacanță cu niște prieteni foarte buni, un alt cuplu. Eram în Noua Zeelandă și purtam așa o discuție foarte serioasă despre scopul nostru în viață H -h 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 -h. și despre ce o să facem în viitor. Deja aveam 31 de ani și mi-aduc aminte cât de vehementă eram în acea discuție și spuneam că eu nu voi avea copii, că eu sunt unul dintre cei oameni care pur și simplu nu dorește copii în viață și nu o să aibă niciodată copii. Și ei încercau să mă convingă că știi că s-ar putea să te mai schimbi, să nu știu, poate peste un an o să ai alte păreri. Și am, nu, 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 sunt nicio formă. Mie nu-mi plac copii, nu vreau să am copii, nu mă văd mamă, nu am răbdare să fiu mamă, eu sunt făcută să fac complet altceva. Ei bine, la câteva luni după am rămas uh, însărcinată. De fapt, am, am rămas însărcinată în uh, iulie. Deci uh, nu a fost planificat? Uh, nu, a fost un fel de accident, cât se poate numi accident. <laughs> uh, însă, a fost o sarcină pe care. Prima sarcină a fost o sarcină pe care am pierdut-o. Lucru care m-a uh -huh. dărâmat. A fost așa foarte, foarte dureros. Ei, și din momentul acela. Nu știu, A parcă s-a schimbat. schimbat totul, efectiv. A fost complet, complet diferit. Uh -huh. Și nu mai vedeam nimic în fața ochilor decât să avem un copil și să rămân din nou uh -huh. însărcinată și nu știu, tot ce am spus cu câteva luni înainte, parcă s-a șters Aș așa cu vuretele. În momentul în care rămâi gravidă, da. hormonii, chimic, corpul, efectiv, biologic, da, chimic, da. în faptul că ai o viață în tine, că mai cunosc povestea asta și la fel, fix așa cum spui tu, cu pierdere și cu pierderea prim primei sarcini și cu gândul ăsta, că rămâi cu sentimentul că nu 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 te mai poți întoarce din La acel ce ai punct. Fost înainte. Da. Da. Exact, exact. Și ideea este că atunci când am rămas prima oară însărcinată, a fost un moment de panică. Deci, sub ce formă, nu a fost o bucurie. Nu a fost un moment mm -hmm. în care să zic Doamne, ce, ce bine că s-a întâmplat asta. Nu, a fost un moment de panică. Uh, dar uh, nu cred că do Adică, cu siguranță, nu mi doream să pierd sarcina respectivă. Însă, după ce s-a întâmplat lucrurile acestea, exact cum am spus, parcă s-au schimbat... Toate, parcă tot ce gândeam înainte, toate planurile și toate ambițiile pe care le aveam, uh, au pălit așa, nu știu, deci a fost, știu că sună la clișeu, deci chiar știu nu, că este... Nu, un... nu e nu. foarte real, știi cum e, adevărurile sunt pe toate drumurile, chiar asta cred, iarăși un clișeu, dar așa e, adevărurile sunt pe toate drumurile, dar alegem câteodată să nu le mai spunem sau să nu le vedem că, pentru că ni se pare că sunt un clișeu sau, dar nu, ele așa sunt practic s-a făcut. Se formează tot pe un, da, un adevăr da, în Exact, da, Și ulterior am rămas însărcinată cu Alexei foarte, foarte curând, adică cred că nici nu trecuse o lună sau o lună și foarte puțin. Și da, a fost adică, mi-am dorit foarte mult și să apoi. A doua sat și, cel puțin, eram extrem de grijulie să nu se întâmple nimic. Totul a fost așa... Adică, M-am bucurat foarte mult. Mm -hmm. și de când am devenit... Și a fost teamă? Ți-a fost teamă cu Alexei că, na, poate să se întâmple ceva? Da, sau? da, de, da, eram uh, puțin paranoică chiar. Uh, n-a fost nicio problemă, adică în primul trimestru nici n-am simțit că sunt însărcinată, n-am avut grețuri, n-am avut nimic. Doar poate mici probleme, că mi se transforma corpul și nu știam exact ce se întâmplă și așa. Dar uh, am avut, da, o problemă pe la 25 de săptămâni, pe la jumătatea sarcinii. Am avut o problemă cu colul și, practic, aveam niște contracții foarte puternice. Am ajuns la spital. A fost uh, iarăși un moment destul de mm -hmm. greu. stresant și stresant. greu. Dar uh, s-a rezolvat. Trebuia, mm -hmm. Ar fi trebuit în mod normal să stau în pat până la finalul sarcinii, uh, dar s-a vindecat. Adică s-a rezolvat problema între timp și tot a fost bine. Uh, dar uh, ca să revin la, la prima întrebare, că ce îmi place cel mai mult la maternitate, uh, chiar nu știu să spun mm -hmm. un, un lucru anume. Îmi plac foarte multe lucruri. Ce simți că a schimbat? Că Cred că. Ai, ai menționat ideea asta că poate nu-ți doreai să fii mamă pentru că pe undeva nu te simțeai bună, mat, un material bun de mamă și că da. îți refuzai partea asta maternă pentru că nu aveai încredere suficientă în... Da, practic nu știam nimic despre copii. Absolut nimic. Nu știam ce înseamnă să fii mamă, ce înseamnă să gătești, ce înseamnă să ai răbdare, să te joci cu un copil. Nimic, 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 nimic. Uh, și plus că chiar am fost foarte sinceră când am zis că nu doream rolul ăsta. Uh -huh. Voiam să avansez foarte mult în carieră, să dezvolt blogul foarte mult, să călătorim. Adică asta mi se păreau niște ambiții pe termen foarte lung. Da. Mm. Și nu, nu, vedeam unde. E greu de conectat și de pus în complementaritate exact. cu un copil. Fiindcă exact. Așa e, e, greu. Exact. Exact. Greu. atunci nu, nu proiectam niciodată imaginea aceasta cu un copil alături. Lucru da. pe care îl greșeam, pentru că acum îmi dau seama cât de... Nu neapărat stupid, dar eu e, 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 o gândire destul de puierilă, și am avut o discuție despre dacă îmi doresc sau nu să fiu mamă, nu în cadrul podcastului, dar despre asta era. Și asta, asta este principal, asta cade cel mai ușor, dar este principalul lucru că ți se pare că nu mai ai timp pentru proiectele mari, proiectele, așa că ai timp să mergi la un job sau să faci, dar pentru proiectele alea mari, cum era blogul pentru tine, care chiar era. Și ideea de a călători. Și asta erau niște vise foarte mari și. Da, adică multe se gândesc la chestia asta, că va tre vor trebui, e nevoie să renunți la visele mari ca să fii mamă. Dar în cazul meu chiar a fost un paradox, pentru că blogul a înflorit după ce a apărut Alexei, e, efectiv dar... a crescut extrem de mult, iar partea cu călătorile, da, a fost o mică pauză, vreo trei luni să zic, după care a fost aproape la fel ca înainte. Mm -hmm. adică am călătorit extrem de mult și am mers prin tot felul de locuri poate nu la fel de, adică cu mai multă atenție tot timpul ne alegeam destinațiile cât să fie mai ok, să avem spitale, să fie safe pentru Alexei, să fie cât, cât se poate de ok, adică n-am mai fost în destinații foarte sălbatice să da. zic, sau uh, foarte îndepărtate chiar, dar uh, am călătorit extrem de mult, deci tot ce credeam înainte a fost demontat complet, pentru că am văzut mm -hmm. că se poate se poate și un copil, nu e nicio problemă, mai ales că a fost oarecum ușor. Mm -hmm. Era un alăptat, era totul... Încă nu trebuia să ne chinuim foarte mult. În primele șase luni chiar a fost extraordinar de simplu să călătorim cu el. Și apoi, da, au mai apărut ceva issues, că trebuia tot timpul să ne gândim la mâncare, la gustări, la... Mm -hmm. Da, dar logistice pe care, exact. care există rezolvări tot timpul. Și apoi jucării și așa. Adică, dar era un lucru care, pentru care găsești soluții, exact. Nu, nu era ceva imposibil de făcut. Mm -hmm. Noi tot timpul spunem că dacă... Că discutam între noi înainte să începem podcastul, și apoi cu fiecare invitat am avut un fel de mini-concluzie, că dacă îmbrățișăm transformarea asta maternă cu adevărat și nu ne opunem, ies niște lucruri absolut minunate și uite poate mai bune decât erau înainte, într-un anumit sens. Eu recunosc că pentru mine eu am îmbrățișat transformarea asta la a doua sarcină, la a doua experiență. La prima, poate fiindcă și eram mai tânără. M-am grăbit foarte mult să-mi recapăt viața de dinainte, m-am grăbit să mă întorc la job, m-am întors după un an, eram așa cu o sete de a fi ca înainte, de a-mi valida că pot să fiu, sunt la fel de femeie, la fel de corporate woman, sunt la fel de bună pe ce făceam și nu mai, poate nu mi-am luat timpul să, să, înțeleg ce se întâmplă, dar la a doua a fost cu totul altfel și am înțeles și am apreciat mult mai mult. Uite așa a apărut și proiectul acesta pe care îl avem împreună. Mi se pare foarte puternic ca femeie să nu știu, să vezi ce se poate întâmpla cu tine în acest da, moment. Da, exact. Și mi se pare <coughs> important să nu ne opunem. Și eu m-am opus foarte mult după, după naștere, exact la fel cum spui și tu. Voiam să-mi recapăt viața dinainte, să fiu la fel, doar că am și un copil, pentru că pot să le fac pe toate. Um, și mi-a luat puțin să-mi dau seama că trebuie să fac un pas înapoi și să am puțină răbdare. Pentru că, într-adevăr, ajungem fix în punctul ăsta, le putem face. Dar îți trebuie un pic de timp și cu cât ești mai răbdător și ai răbdare cu tine, cu atât e mai bine. Față de a ne opune și să fim mai. Adică, pentru mine a fost destul de greu în primele trei luni. Chiar cred că am avut un început de depresie postnatală sau poate chiar a fost o depresie. Um, și mi-a fost destul de greu. Uh, mi-a fost destul de greu și cu alăptatul și cu statul în casă degeaba, între ghilimele, pentru că așa consideram că stau degeaba, nu fac nimic util. Uh, și mi-aduc aminte că în a cincea zi de viața lui Alexei, am chemat un consultant în alăptare la noi acasă, pentru că nu, nu, ne, nu ne descurcam. Uh -huh. Și când a intrat în casă, deci, efectiv a început să râdă și nu înțelegeam cum. Noi eram toți, am amândoi, plânși, Alexei, Dormiți. nedormiți, Des da. desfigurați efectiv. Dem, da. Și consultanta în alăptare râdea, dar râdea așa cu o poftă, pentru că ne-a văzut cu laptopurile pe canapea, cu bebelușul. Lângă leptăpuri pe canapea, și ne. Efe... Efectiv asta a spus. Ai, Doamne, nu pot să cred. Voi sunteți acel tip de părinți care cred că își vor crește bebelușul cu leptăpurile pe genunchi. Și până la și ne-am gândit. Da, păi, cam asta vrem. Vrem să-l creștem în timp ce cred facem. Că ați fost puțin și deranjați. Cum? Adică, e? asta e. A da, a fost așa. Puțin. Nu... Da, e cam urât ce spui, dar Doamne, câtă dreptate ai. Mm -hmm. Exact asta mm -hmm. vrem. Și apoi a fost totul foarte bine, ne-a ne explicat, ne-a încurajat foarte mult, ne-a spus și ea că și ea a fost același tip de părinte și e că frumos. era puțin să, să realizeze că trebuie să se oprească un pic. Și nu, n-am procesat informația aceasta foarte repede, mi-a luat destul de mult să o înțeleg, dar ulterior da, am înțeles că pur și simplu trebuie să mă calmez un pic pentru că se rezolvă toate lucrurile și toate se așează Mm -hmm. Doar că ia un pic de timp, asta e singura chestie. ia un pic de timp mm -hmm. și trebuie multă răbdare. Ce, e curios că spui lucrurile astea, pentru că eu, așa cum te văd și te percep, mi se pare că ești făcută pur și simplu ție că ți se pot ști că fără să să, să jignesc pe nimeni, sunt mame la care chestia asta vine mănușă, și sunt mame la care se vede acolo că ei le fac mai depun mai mult efort, să zicem, sau nu le vine chiar atât de natural, dar și ele au farme același farmec. Nu e. Iar la tine, da, e curios, mi se pare că, nu știu, ea e în tine această căldură, ființă maternă, Dar creatoare. Dar nu crezut, sincer să fiu. Adică mă vedeam o mamă aspră, în primul rând, și foarte <laughs> Ce așa, nu neapărat... Deci tu chiar ești exemplu despre ce da, credeai că da, va, fi, va fi și ce cum e. De fapt. De -a da. da, da. Nu, oricum tot ce credeam înainte despre maternitate a fost complet demontat. Deci nimic din ce spuneam înainte de a naște, chiar și când eram însărcinată și deja începusem să uh -huh. îl iubesc, când eram burtică și să fiu așa atașată de el, dar uh, nimic, nimic din ce credeam înainte dar nu ce, s Dar ce credeai înainte? Adică... Nu eram convinsă că o să mă întorc la maxim șase luni, nici nu mă gândeam, mi se părea, șase luni mi se părea o viață. Da, da, așa mi se părea și mie. chiar mă gândeam cum să stau doi ani de zile într-un concediu de maternitate degeaba, acasă, adică nu, așa ceva nu se poate. Cariera mea. Am stat doi ani, bineînțeles, în concediu de maternitate. Nu, nu înțelegeam femeile care își adoptau copii mai mult de un an. Spuneam că nu este normal să faci acest lucru, că ce? Nu, nu, nu se poate așa ceva. Ce Iată, mă este. la vremea și jumătate încă la lăptesc pe Alexei. Uh, și foarte multe lucruri. Că eu nu o să stau foarte mult acasă, că nu o să pierd timpul jucându-mă. că joaca nu este pentru mine. Eu n-am răbdare, mi se pare pierdere de timp să mă joc. Pentru că eu sunt o persoană care niciodată nu se joacă. adică Nu mă joc da. board games, nu mă joc nimic, nimic, nimic. Nu-mi place să mă joc, îmi place să fiu cât mai productivă, chiar și în timpul liber. Și iată că acum mă joc în continuu cu conexie și am răbdare cu el și vreau să fac asta. adică din Îți prim, place. Îmi, că îmi place da? Și vede, vede, se cunoaște exact. că nu e o forțare, știi, că vai, gata, trebuie să mă pun, să avem ora da, de... Da, da. Mm -hmm. Și tot așa credeam că viețile noastre se vor transforma complet și că nu -o, o să mai călătorim. Asta a fost, de fapt, cea mai mare temere. Uh, și s-a demonstrat că nu este așa. Am mm -hmm. călătorit foarte mult și cu el și sunt convinsă că vom călători din nou după ce se mai uh, liniște capele. Uh, și da, cam tot ce credeam a fost demontat. Nimic din ce spuneam înainte nu mai este valabil acum și asta mi se pare foarte amuzant. Una dintre cele mai bune prietene ale mele este acum însărcinată și o văd și pe ea spunând aceleași lucruri și având aceleași temeri. Râzi în sinea ta că știi ce urmează, Mi se nu? pare că e firesc să uh -huh. treacă prin lucrurile astea și nu, nu am dreptul să-i spun lasă că o să o vezi tu, său nicio fără unia și așa ceva, dar mi se pare panic că trec, adică mă regăsesc și uh -huh. văd exact cum am fost și eu și știu că va fi o mamă minunată și ea, pentru uh -huh. că ea chiar este mami material și uh -huh. este foarte blândă încă de pe acum, deci cu siguranță o să fie minunată uh -huh. uh, și e amuzant așa când mă uit că N-ai de unde să știi. Efectiv, nu ai de unde să știi cum te vei transforma da. și ce vei gândi și cum o să te simți după ce naști. Și. Mm -hmm. Da. Mi se pare foarte încurajator ce spui, mai ales pentru persoanele care poate sunt într-o dilemă asemănătoare, nu neapărat într-o dilemă, într-o stare asemănătoare cum ai fost tu, în care să fie oarecum categorice că nu-și doresc. Iar am mai avut o discuție cu o altă invitată, care era fix din contră. Își să toată viața să fie mamă, pentru ea asta era. na, un fel da. de vocație într un fel sau altul, instinctul și transformarea care se întâmplă te aduc în același loc și pe, aduc în loc și pe persoana care și-a dorit și, și pe cea, și care, pe cea m -m -hmm. care credea că nu poate să facă față sau nu-și dorește acest rol. Ceea ce... E da, exact. eu sunt la polol opus de voi, adică la modul că fix asta, tipa, tipologia aceasta de mamă, când am rămas însărcinată. Nu, nu mi-a plăcut sarcina, deci eu -am avut, nu mi a plăcut atât de mult. N-am avut probleme, n-am avut greață, n-am avut. Ba da! Am avut un cerclaj, aveam colo foarte, foarte scurt exact, și asta mi-a da. mi tăiat toate aripile că eu voiam să călătoresc, să merg pe munte, să fac o groază de lucruri. Mă imagineam o mică aia, chipiotă, nebună, cu părul pe la mare. Nu, da, exact, la festivaluri. Deci aveam o, grăma, o grămadă de planuri, s-au dus uh, și transformările corporale, iarăși nu știu, nu înțelegeam exact de cine sunt. Mi-a spus la un moment dat un prieten la mare, ceva foarte urât, săracul n-a vrut, îi spunea de fapt prietenei lui, și că, Doamne, ce face maternitatea asta, îți strică orice sexualitate, ți se schimbă și vocea, dar nu mai e nimic sexy acolo. Și eu, îți dai seama ce înseamnă pentru mine, tocmai mi se vede, începuse să mi se vadă. Eu nu mă simțeam totuși, încă mă simțeam feminină sau știi, cu atât mai mult mi se părea. Și el, am auzit chestiile astea, am căzut într-un fel de depresie, da, așa, da. nu chiar depresie, dar într-o tristețe care m-a copleșit vreo lună. Nu mă mai regăseam mult, dar când a venit copilul pe care mi l-am și dorit și l-am știam că o să l-am până în 30 de ani și eu am avut asta în mine foarte puternic, toamne, stat-o acasă pentru mine, mi-a fost atât de frumos, nu neapărat că simțeam că nu există obiectiv mai frumos pe lume de a față decât acesta de a da viață, știi? Și ideea că suntem în acel spațiu ca un altar, cred că eram puțin nebună, îți dai seama, și eu, pentru că eram și eu în nebunia mea. Eu sper din suflet să fiu așa la a doua sarcină, pentru că, exact cum ai spus și tu, la, la prima sarcină, nu pot să zic că mi-a plăcut nici mie foarte mult sarcina, dar în același motiv, uh -huh. de fapt. Transformările da? corpului. Eu toată viața am vrut să fiu super slabă și uh, era un scop. Adică, faptul că mi s-a deformat corpul n-a fost foarte plăcut. Da, exact. Uh, și nici nu mi s-a refăcut foarte repede, cum mai se întâmplă altor femei norocoase. Adică m-am luptat un pic să... Uh, mă refac și nu, nu am ajuns oricum la mm -hmm. greutatea de da, nicio. Și eu am această problemă. Dar uh, uh, sper că la a doua sarcină să fiu mult mai cerebrală și să-mi dau seama că nu e atât de important să fii foarte slabă, să adică sunt alte lucruri mm -hmm. mult mai importante. Și să mă bucur mai mult de sarcine, că într-adevăr e minunat. Da. După, după sarcine mă uitam la alte femei însărcinate și mă gândeam, doamne ce burtică drăguță da. și ce frumos arată și ce bine îi stă rochița asta așa. Și eu le vedeam pe toate și și pe Ioana, toate mi se păreau niște, măi, frumos, îmi inspirau atâta căldură și frumusețe, dar în cazul meu, cum spui și tu, nu mă vedeam, nu m-am îngrășat foarte tare, dar nu mai eram eu. Eu am avut o problemă că mi se umflase nasul, știi, că ți se umflă așa, bun orar. Da. Și mie mi se umflase nasul <laughs> foarte tare și le ziceam, fetelor, nu mai pot niciun selfie să-mi fac, am un nas borcănat. <laughs> nu știu ce se întâmplă. Da, e, e, e greu să treci prin schimbările astea, da, mai ales da. cum spui și tu că uneori ne facem un obiectiv din a arăta într-un fel, din a fi într-un fel. E normal. Ce, ce simți că te-a surprins cel mai mult în această, în această călătorie? De după ce ai devenit mamă, ce a fost? Nu mă refer neapărat la părțile grele de adaptat, de adaptat, așa, emoțional. Unde, unde a fost cel mai surprinzător pentru tine? Sincer, să fiu. O, o, asta e că mi-e e foarte greu să aleg așa momente sau lucruri care să, să, care m-au marcat foarte mult sau care mi-au plăcut foarte mult sau care mi-au displăcut foarte mult. Pentru că mi se pare că a fost tot așa. Un tot unitar, efectiv. Și acum când mă uit înapoi. Um, mi se pare că a fost tot o experiență foarte firească și foarte frumoasă cu totul. Și mi-e e foarte, foarte greu să aleg așa niște lucruri, dar, nu știu, mi-a mi plăcut foarte mult faptul că uh, am simțit așa cum mi se dezvoltă o, o iubire f foarte ciudată, adică ciudată într-un mod foarte frumos mm -hmm. uh, față de Alexei. Uh, și, din nou, știu că sună clișeu și că nu toate mamele spun același lucru, probabil, dar cred că asta m-a surprins cel mai mult, faptul că nu vine să cred nici acum cât de mult poți să iubești un copilaș, un, o ființă micuță. Sau pe altcineva până la urmă, da. știi că e un altcineva. Și exact, da, și cum, nu știu, e, adică nu, nu, nu pot să-mi imaginez viața fără el, adică nu pot să-mi imaginez cum am trăit înainte fără el <laughs> și cum de, mă simțeam fericită înainte fără, fără, el. Și cred că asta mi se pare cel mai wow în toată da. experiența asta. Și de multe ori mă uit seara la el când doarme și nu vine să cred că este. este Înțelegem perfect că și noi normal trecem. Prin exact. Toate așa. mamele trec prin lucrul acesta mm -hmm. și uh, sunt convinsă că femeile care nu sunt încă mame se gândesc că e ceva așa foarte siropos și, oh, Doamne, toate spuneți același lucruri, dar, bune, chiar îți vine să spui asta și chiar vrei să vorbești despre asta și să. Mm -hmm. Pentru că asta simți și asta îți aduce fericire și asta te, te, fac, te împlinește până la da. urmă. Practic, te, sunt, vreau să construiesc puțin pe ce ai spus, că într-adevăr te surprinde cât de firesc e totul. De fapt, asta e surprinzător, că ți se da. pare că ești alt om într-un fel sau altul, dacă e ok, adică că te simți bine în această transformare, nu că ai nebunit, ci pur și simplu au venit mănușă toate aceste lucruri. Da, și da. de fapt că treci prin atâtea și atâtea schimbări și suntem, nu știu, chiar se întâmplă atâtea schimbare, cum ai spus tu, pirească și la sfârșit, în toată călătoria ajuns și spui că băi, da, asta e cursul lucrurilor, lucrurile se întâmplă într-un mod cât mai natural și totuși atât de surprinzător și atât de diferit față de Realitatea noastră și de ceea ce știam noi. Da, exact, exact. Asta mi se pare cel mai, cel mai impresionant. Faptul că, deși auzi peste tot lucrurile astea și, oricum, ești pregătit să iubești foarte mult, să fii mai blândă, să fii mai răbdătoare, e surprinzător când chiar ți se, ți întâmplă, se întâmplă lucrurile astea și uh, îți dai seama cât de multe ai transformat și cât de multe uh -huh. simți și trăiești. Doar pe unui puiuț mic care e acolo da. lângă tine și care, oricum, în prima fază, până începe să-ți dea înapoi un zâmbet, o îmbrățișare, uh, simți că nu, adică nu e foarte rewarding așa, pentru că tu dai foarte mult, nu primești da. foarte multe înapoi și cu toate astea nu, nu poți să te adică, Da. 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 Sí. Și cu toate astea simți lucrurile astea și ești, ești fericită și așa mm -hmm. e puizată și cum spui tu, când că seara nu mai pot, știi că discutam despre asta cu, 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 cu seara, când nați ți se termină bateriile și nu mai ai de unde să dai. Nu că n-aș vrea, adică mi-aș dori Asta mă frustrează, mi-aș dori să mai pot să ofer încă o oră de iubire, de joacă, dar nu mai pot. Și cu toate astea, dimineața când mă trezesc, mi-a fost dor de el, adică mă trezesc și îl văd și când râde, chiar dacă se trezește la 6, la 7, și văd ochișorii și zic, mamă, ce dormi a fost de tine și nu ne-am exact. mai văzut de câteva ore. În care știi? am adică, și dormit. În care am și dormit și în care și cum am dormit, că nu mai puteam de oboseală. Deci, dar ce mi-a plăcut că ai vorbit despre faptul că la început nu ai fost foarte relaxată, nu a venit ca la mine atât de da, firesc și de la sine totul. Uh, și că cum, cum ai, ce te-a ajutat să-ți construiești relaxarea asta? Pentru că acum, pentru mine, cel puțin, chiar ești un exemplu de, de relaxare. Mă inspiră, cum ți-am și spus chestia asta. Cum ai construit-o? Cred că am avut foarte multă nevoie de confirmare, dar confirmarea nu știu, aveam nevoie de, de la o persoană care era complet neutră, adică nu, nu știu ce, n-am simțit nevoie să primesc ajutorul mamelor noastre, deși ele poate erau cele mai în măsură, dar n-am putut, adică mi se părea că trebuie să mă descur singură. Atunci am apelat la ajutorul unei uh, asistente din maternitatea unde am născut, care venea săptămânal la noi și practic îl verifica pe Alexei în fiecare săptămână și îmi spunea că... Îmi spune ce de fiecare dată același lucru. Este foarte bine, se dezvoltă foarte bine, dar faptul că îmi confirma cineva de din exterior, da, m-a ajutat enorm de mult psihic. Uh -huh. Practic, venea să-i facă și un, un masaj, să mă ajute cu băița, o dată pe săptămână. Și simplu fapt că venea, vorbea cu mine și îmi spunea face ce treabă ce bună, ce m-a ajutat foarte mult. Chiar asta a fost. Uh, uh, nu mi-am dat seama la momentul respectiv, dar chiar m-a ajutat enorm. Și abia așteptam ziua aceea să, să mai confirme. Da. <laughs> este corect. încă foarte bine ce faci, este <laughs> foarte ok. Uh, și cred că așa a fost. Uh, uh, așa am început să construiesc așa un pic de încredere în mine și să mă gândesc că ok, că nu e atât de rău <laughs> precum pare. Că te și descurci și că... că lucrurile da. se întâmplă și crește și... Exact. Și faptul că la fiecare control pediatric, într-adevăr, era ok, lua greutate bine... Mm -hmm. evolua frumos, normal și mă ajuta. Însă, în primele, primele zile, în primele săptămâni, când plângea foarte mult, nu știam cum să-l liniștesc, nu puteam să-l liniștesc, oricât de mult îl țineam în brațe, de mult nu țineam la sân, nu se liniștea, plângea enorm de mult. Da. Și acum, tind să spun că, poate n-a fost chiar atât de rău, poate nu plângea chiar atât de rău, mm -hmm. dar îmi confirmă și familia și prietenii care mm -hmm. ne vizitau și spuneau că, doamne, da, plângea enorm de mult copilul acesta. Mm -hmm. Uh, deci a fost destul de greu la început, uh -huh. dar ulterior, nu știu, s-a rezolvat. Cred că și după ce am. Când, cam când, când crezi, da. Am simțit că s-a îmbunătățit complet, adică aproape radical situația de la trei luni încolo. Uh -huh. Până atunci, așa mi s-a făcut. Mi a părut că a fost o, un, un stragă, așa, foarte greu mi s-a părut totul. Și cu dormit o noapte, se trezea foarte des. Și cred că asta m-a urât. Eu oricum sunt un om extrem de matinal, nu-mi place să dorm, nu dorm niciodată la prânz, mă culc. Dorm cât mai puțin posibil, ca să nu irosesc timpul dormind. Așa că nu m-am gândit niciodată că lipsa somnului o să mă afecteze vreodată. Da. Însă m-a terminat. Deci, efectiv, m-a terminat. Uh, m-a epuizat. Nu știu, a fost uh, foarte, foarte greu. Însă, după ce m-am obișnuit cu ritmul ăsta și cu somnul puțin a devenit totul mai ok. Cred că pur și simplu se obișnuiește organismul cu mai puțin somn. Da. Știu că da. pentru mamele noi sau care urmează să fie mame, femeile care urmează să fie mame, nu e foarte încurajator să spun lucrurile astea. Nici eu nu voiam să aud o să te obișnuiești să 5 ore pe noapte sau 4 ore. Da, ori. exact. E, Nimeni nu vrea să audă așa ceva. Aud, da. Dar cumva cred că se întâmplă lucrurile astea și cumva cred că... Da se obișnuiește corpul și dorm mai puțin. Te odihnești mai puțin sau nu mai are nevoie mm -hmm. de atât da, de mult. Corpul speră că va recupera da. peste 20 de ani. Da, da, da sau așa. Crește da. <rășe> <spunește> cu speranța <rășe> da, asta. Da, pe eu am fost foarte tristă când am aflat că nu recuperez dacă dorm mai mult în, <rășe> în weekend înainte. sau nu știu unde, sau înainte da, sau da. după. știi? Înainte oricum nu prea să dormi că ești... Uh... Și când mai ai zis mamele, știi, hai, du-te să dormi, să recuperezi și eu știu, zi de-a că nu, dus s-au dus, <laughs> da. 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 din păcate e foarte, foarte rău că nu putem face rezerve de somn, așa, și să apelăm la ele când, <laughs> când suntem mai... Apăsăm <laughs> pe buton, Exact, un pic de am somn pe, pe mine la început, primele trei luni, eu asta făceam, chiar dormeam când dormea el, adică dormeam foarte tu mult, în stop, dorm pur și simplu. Da, eu mă să dorm oriunde, adică asta, și aici, dacă. dacă te a, nu, dormeam tot timpul, deci când dormea el, închideam ochii, nu mai conta nimic, nici telefon, nici televizor, nici. Lumii. Nu, cred că asta e cel mai bun sfat. Știu, și mie mi se spunea tot timpul, dorm când dormea el, dar nu, nu reușeam și eram încă în disperarea aceea de a face ceva cât doarme el, ca să nu fiu chiar ca inutilă. să simți utilă. Da, exact. Fel. Exact. Mm -hmm. și atunci făceam, mai scriam ceva sau mai citeam, mai învățam ceva. Mi se părea că trebuie să profit maxim de acea jumătate de oră când dormea el, sau 45 de minute. Sincer, nici mai știu că dormeau un bebeluș. Mm -hmm. <laughs> Dar erau somnuri destul de scurte și mi se părea că nu poți să adorm. Dar atât acum când te scur... gândești că poți să mai treci o dată prin asta cu somnul. Dacă o voi mai trece. Uh, vreau să dorm cu el. Sub nicio mm -hmm. formă, nu vreau să mai facă greșeala asta, vreau să fiu mai relaxată. Mm -hmm. Adică acum, măcar știu că nu mi se oprește viața cum credeam înainte, adică nu se pune mm -hmm. stop. Și chiar dacă se pune stop, până la urmă, câteva luni din viața mea de, nu știu să zic, 70 de ani când mm -hmm. voi trăi, nu înseamnă nimic. Adică, efectiv, nu înseamnă nimic. Mm -hmm. Ok, punem, hold totul. Mă ocup de bebeluș și de mine, de data aceasta, pentru că în prima oară n-am reușit să fac asta. Și apoi tot o să fie foarte, foarte ok. Adică o să se reia toate lucrurile ușor, ușor și nu o să fie nicio problemă. Mm. Sper să fie așa. adică Sper mm -hmm. să să gândesc așa și să nu mă apuce din nou uh, da. aceeași nebunie. De, deși mă gândesc că având o primă experiență, lucrurile vor sunt complet Acum știi că diferit. totul trece. Știți că ni se spune exact, tot timpul da. stai liniștită că trece. Dacă aveți... Dacă nu doarme când da, la ora exact. nu se culcă foarte devreme, stai linișită că e doar o perioadă. Dacă nu exact. exact și, vrea prea mult în brațe. Stai liniștită că chiar și așa Și e bine întâmplă. și când e rău trece asta da, chestie și că sunt tot nici cu bine <laughs> nici cu rău. Exact, asta Mi se pare că trebuie să nu ai așteptări foarte mari. <laughs> ca o să doarmă toată noaptea. Eu sincer așa credeam când a venit <laughs> când a venit acasă cu el, chiar mi se părea că da, orice bebeluș doarme like a baby, nu? Adică doarme, non stop. <laughs> N-am văzut că dormea câte ore și se trezea ca să sugă. A fost șocant. Apoi, da. când am aflat de pusee, ce-i ce asta? Ce asta? <laughs> Salturi mentale, regresii de somn, Doamne, Dumnezeule, ce-i asta? Mai nimic nu mai e nou. Da. că poate voi avea o altă atitudine, cel puțin așa sper. Da. Cunoști? Este alt trebuie. Necunoscutul ăsta, altfel e. prezentiv. Da. Eu așa. zâmbeam când povesteai de primele luni, fiindcă la mine a fost cu totul altfel, în sensul că pe mine m-au păunit baby bluzurile după șase luni. Fiindcă ambele fete au fost beberușii ideali, au dormit, se trezeau din 3 în 4 ore să mănânce, mâncau, se culcau, fac. Super, eram mult timp, mă duceam la salon din două în două săptămâni să-mi fac unghiile, citeam pe Facebook, mă simțeam... Excelent, în vacanță era. E ca și când am făcut un copil și vorba ta. viața s-a dus, e la fel, mă cam și o păpușică frumoasă lângă mine acum. Ei, după ce a crescut și a început diversificare, este să stau acolo și nici nu mânca și deveni, și deveni de să ne separăm. Nu voia să mănânce cu nimeni altcineva, să stea cu nimeni altcineva. M-am simțit captiv acolo. Și acum și... la a doua fată și mai... Și la a doua fată și mai și am zis ok. M-am gândit că a doua experiență oarecum va fi diferită, că așa ești da. Presetă, știi, să te gândești. Și că o să fie mai simplu. Și la fel, bebelușul perfect și apoi mi s-a părut mai solicitant apropo de cum îmi balansez eu nevoile mele față de nevoile copilului în sensul ăsta și cred că și, te și obișnuiești, adică nu numai că pornisem cu niște prejudecăți despre cum arată o piață cu un copil mi se și adeveriseră în primele luni deci cu atât mai mult îmi confirmasem că așa trebuie să fie și când n am mai fost așa în mod logic și firesc, că era normal copilul da. crește, are nevoie de atenție, de tine de mamă, mai mult mă a dat peste cap asta dar nici nu dau seama cum e mai uh, greu. Cred Ui. că sincer, e mai ușor să-ți fie greu la început, da. și apoi ușor, Chiar ușor, zis. ușor să se îmbunătățească așa decât e. să fie totul super bine șase luni și apoi să vezi că wow, stai, da. puțin, ce se întâmplă? Ia e mai că... greu. Da cred că și eu cred că e, că e mai greu invers, că la mine așa a fost. La început. N-am avut un copil nici foarte, foarte plângăcios, dar pentru că, asta tot spun, nu îl nu lăsam jos, adică eu nu nu-l puneam jos, dacă îl puneam jos se termina, am stat în manducă non-stop, orice, fără nicio problemă, la baie mă duceam doar cu el, totul împreună și pe la 8 luni nu mai puteam, eram terminată, zic, doamne cât de greu e începutul ăsta, foarte frumos, m-a ajutat mult, nu știu, hormonii, naivitatea, lăuzia, toate au lucrat în favoarea mea, doar că pe la 8 luni gata, cam doream un pic de spațiu. Eram... Și la 8 luni, când a început să stea înșezut a vrut și el să stea jos și eram gata. Am... în sfârșit, -a oh, ziua da, în care a vrut să stea jos. Da, păi nu mai vreau să las eu, dar mă rog, a, la... a fost bine. Da, deci este... Nu, e... E năucitor câteodată, e... Nici o experiență zicem. nu seamănă cu cealaltă și de asta da, e, Așa este. e foarte valoros să vorbim și să ne povestim și să aflăm. Eu aveam o prejudecată, dar Ioana este exemplul care mi-a demontat prejudecata: și anume că dacă te ocupi de copil, dacă îl ții în brațe, dacă îl alăptezi, dacă ești acolo, prezentă și arăți disponibilitatea, copilul acela nu are cum să fie midi sau să fie temperamental. Ioana este genul acesta de mamă, ea e foarte disponibilă, stă non-stop cu fetițele ei. Le... A, oferă toată răbdarea și dragostea, nu are altceva de făcut în ceea ce are altceva de făcut, dar și adică asta e prioritatea ei și e ok cu asta, cum ai zis și tu, știe că da. o să revină oricând la viața de dinainte, mă rog, nu de dinainte, la da. carieră, la proiectele ei mari. Uh, și totuși, uite că e dovada că nu e numai despre asta. Copiii au și niște lucruri născute. Da. Unii sunt, cum De e Alexei, așa, ne... mai calm, mai analitic, unii sunt mai zvăpăiați. În are problema că se urcă pe chestie, ca o mai muțică. E are foarte și 8 și este. Are o agilitate. Ori adică de e pe o perdea, e, că ca să-ți imaginezi chestia sau găsesc prinsă de perdeaie. Și când era super mică, se urca cu mânuțele da. alea pe ceva atât de rapid, nu îmi venea să cred. Dar e foarte tare, înseamnă că are niște calități, dar n-ai cum să-l lași nesupravegheată. Deci. Da. Adică nu e ceva ce poți să uh, controlezi. Controlezi, de nu, de exact. Da. E, nu. Adică sunt copii și copii și, indiferent cum ești, tu calm sau agitat copilul tău poate să fie complet diferit. Este, exact, este altă personalitate. Partea bună este că și prima mea fetiță a fost în genul celei de a doua, însă mi-am dat seama că mi-am validat că lucrurile au fost cum trebuie și a fost bine să fiu disponibil acolo pentru ea tot timpul și să-i îndeplinesc toate dorințele, nu în sensul de răsfăța, ci în sensul să fiu acolo pentru nevoile ei, fiindcă s-a transformat într-un copil foarte independent, care acum nu mai are nevoie de mine la fel de mult, adică își vine doar pentru afecțiune și lucruri normale, ceea ce este. Sincer, frumos. și eu cred la fel. Adică e... Nu cred că a fi foarte da. disponibil pentru copilul tău înseamnă că îl faci să fie dependent de tine, ci din potrivă. Da. Și asta e o discuție pe care o am deseori cu uh, persoane care poate încă n-au copii și consideră că sunt prea disponibilă și că timpul meu nu mai este deloc pentru mine și că totul este direcționat către Alexei. Însă, nu mă deranjează că de puțin. Ok, dacă Așa se vede din exterior, A, nu, nu, chiar nu prea mă pasă, sincer să fiu. Eu simt că e bine ce fac, nu mă afectează cât-și de puțin. Eu am suficient timp pentru mine, chiar dacă este extrem de puțin, sau altora le se pare foarte puțin, mi se pare că este suficient și că prioritar este Alexei. Știi, că... cum e? mi se pare că, cumva, în momentul în care un, ai un copil, e foarte greu, deși spunem asta foarte des, să separi viața de mamă, de tine însăți, de timpul pentru tine, timpul... Cred că toate sunt într-o armonie, nu neapărat în armonie, dar sunt în un întreg. E foarte greu să spui așa, știi, să, să pui limita asta între spațiul pentru mine, spațiul pentru copil. E clar că trebuie să învățăm un alt sistem. Exact, exact. Trebuie să ne adaptăm și să găsim simplu un mod de a merge lucrurile da. fiind așa. Și nu este neapărat ceva rău, chiar dacă alții o percep ca ceva rău, la urmă chiar nu contează. Contează cum te simți tu, de cum se simte copilul, dacă el <cute> este fericit așa. Eu am, sincer, am teoria asta, am și studiat puțin despre faptul că toate um, regulile pe care le avem acum de maternitate, de parenting, sunt foarte mult niște reguli occidentale care de vor să le facă viața mai ușor părinților, mai degrabă. Neapărat să. Um, îmi cununeze foarte mult experiența asta. și ai menționat de Olanda și am, avem prieteni acolo și nașii noștri sunt plecați în Marea Britanie și asta îmi povestesc tot timpul. foarte mult deciziile pe care le iau că îi culcă singur pe copii, că îi culcă la șapte sau la șase ca să, se, ca să aibă cât mai mult din după din seară liberă sau că nu le, că le dau suzetă, nu-i alăptează, nu știu ce. Sunt decizii, ok, luate și de conjuntura faptului că nu au același sistem social care să-ți permite să, să de mult acasă, dar se gândesc sincer că vor să le fie mai ușor, vor să iasă seara cu prietenii. Adică asta e modul, modul în care de, ei își trăiesc. Modul viața, viața. trăiesc. Da. Da. Nu e nimic greșit în asta, ci pur și simplu așa este, așa pentru ei este firesc. Ori pentru noi, de multe ori, nu știu, instinctul dacă ne spune altceva, e ok să-l ascultăm. Adică nu înseamnă că dacă nu facem așa cum vedem în anumite articole sau auzim că ar fi bine, cum apar copiii ideali care dorm singuri, nu înseamnă că e o problemă cu asta. Da, absolut. Chiar vrem să te întreb de Olanda, fiindcă ai menționat de plecarea voastră aici, să știi că te-am admirat foarte mult că ați, ați întors, că ați avut curajul să spuneți că nu e pentru voi. E, e destul de greu să faci asta, fiindcă o asociezi cu un eșec. Da, Dacă așa. te pleci undeva și nu-ți nu -ți este bine acolo... Dacă te întoarce, ar fi, ar fi, egal cu un eșec. Și mulți rămân, deși poate nu sunt foarte fericiți, tocmai în numele bunăstării copiilor. și Adică e mai bine pentru copilul meu acolo, ai educație mai bună. Cum ai simțit că e mai bine pentru Alexei? simțit că e mai bine pentru Alexei aici? Uh, din perspectiva asta aș vrea să-mi povestești puțin, că așa ai detaliat pe pagina Noi, voastră, sincer, am simțit că i-ar fi mai bine acolo să crească în cultura aceea și să în sistemul acela de învățământ, mi s-a părut că ar fi mai, mai potrivit. Însă, odată ajuns acolo, văzând că nu eram noi neapărat foarte ok psihic, ne-am dat seama că oricât de bun ar fi sistemul, dacă noi nu suntem în regulă, el nu o să fie în regulă și nu o să crească armonios și cum ne dorim. Și pe lângă foarte, foarte multe alte motive, ne-am dat seama că pur și simplu voiam să fim alături de familie, de cei dragi, de prieteni, pe care, da, puteam să-i vedem, că nu eram foarte departe, eram la două ore de zbor, de, dar nu, nu ne vedeam des. Nu, uh -huh. Veneam rar în țară și nu era același lucru. Adică, văd cum este acum, când stă foarte mult timp cu bunicii, cu sora mea, cu fratele lui Andrei, adică este complet diferit. Se bucură, adică, e foarte, foarte fericit și aș vrea să crească cu lucrul acesta, că familia este importantă și că face parte din viața lui și că nu sunt niște oameni pe care îi văd odată pe an. Și atunci mă gândesc că, exact cum mai vorbeam și cu alți prieteni, cred că până în șapte ani el învață ce vedem în familie, oricât de bun ar fi sistemul da. în care este integrat creșa, Ei, grădinița. Mi se pare că și după aceea e ce vedem. Așa familie. vreau să cred și eu. Adică vreau să cred că, ok, suntem în România, nu este un sistem de învățământ grozav, însă iată că se întâmplă niște lucruri, adică mi se pare că apar creșe, grădinițe care sunt ok. Nu știu, n-am ajuns încă la studiat școlie, dar cred și sper că până va începe Alexei să, să meargă la școală, să se mai schimbe lucrurile și în direcția aceasta. Adică vreau să fiu optimistă. Și nu Eu vreau pare. să vă zic sincer că nu am o problemă cu asta, la modul că știu că nu e ok sistemul de educație, dar uh, îmi dau seama acum, după 30 de ani, că cât de mult contează, de fapt, educația primită în familie și că... Văd atât de multe persoane care sunt nefericite, care sunt prinse foarte mult în trecut și au frustrări și răutăți și invidii și, și alea nu sunt din educația nu aia de la școală. La școală. Exact, și exact. sunt oameni care sunt, au fost foarte inteligenți sau aveau 10 pe linie, erau pasionați și bă, în, în continuu învățau și nu a schimbat nimic fundamental în ei școala. Adică nu mi se mie chiar eu chiar cred și asta este optimismul meu și o să nu are cine să mi l demonteze că a, asta e tot ce contează. Și eu vreau să preocupările din program. familie, valorile acelea de bază, iubirea, aceasta, astea sunt da. Iar referitor la Olanda, mie sincer mi-a plăcut foarte mult experiența. Dacă ar fi fost să aleg doar eu, poate că am fi continuat să rămânem pentru că mie mi îmi plăcea. Dar eu practic eram Într-o vacanță. Într-o vacanță, exact. Eram în continuare în concediu maternal. Um, nu știu, a fost. Era frumos, adică mergeam în fiecare zi, vizitam locuri noi, era tot o vacanță. Nu, nu aveam încă un job acolo, nu m-am izbit de problemele reale când uh, trăiești în afara țării. Da. Andrei, în schimb, a fost cel care a lucrat, cel care s-a dus zi de zi la job, zi de zi cu oameni uh, care nu ne. Nu interacționa foarte ok, pentru că ok, oricât de deschiși ar fi olandezii, tot au tot felul de prejudecăți legate de români și de oameni care nu sunt olandezi și așa mai departe. Adică, oricât de simpatici și deschiși la minte sunt, tot dai de astfel de probleme. Și uh, lui a fost foarte greu, sincer, chiar a fost foarte, foarte, foarte greu. Și atunci eram eu care îmi plăcea foarte mult, era el care aproape că detestat ce se întâmpla. Și nu adică, trebuia să ne întâlnim undeva la mijloc. Și cum nu am reușit să găsim o soluție acolo, am zis că ok, ne mutăm în mutăm înapoi unde vom fi. Mai ales că aici de nu detestai, adică nu era pentru nu, 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 tine, nicio nu formă. ați fugit de țara asta, dintr-o dezamăgire mare. Iar pentru Andrei era, azi, înseamnă, chiar nu era o potriveală, că până da, la urmă exact, e și chestia asta. Exact. Și... El a lucrat și într-o companie foarte olandeză și atunci mm. chiar e foarte greu să răzbați într-o companie 100% olandeză. Probabil într-o multinațională, da. lucrurile ar fi stat complet diferit și ar fi avut o altă experiență însă când dai uh, de astfel de oameni care erau foarte ok doar că aveau altă mentalitate, da, pur și simplu da, și era da. foarte greu să răzbate. Mai și ales că ei au simțul ăsta comunitar care de fapt se traduce în faptul că își împărtășesc aceleași principii știi, și același stil de viață fiind exact, atât da. de apropiați acolo între da, ei și da. nu neapărat pe criteriu de rasă, ci pur și simplu da. prin faptul că au crescut în același mod au... da... Da. da. Eu recunosc că am fost între mine și soțul meu, am fost cea care, oarecum, își dorea să, să plece și mi se părea așa că e mai bine în afară, și mai ales că am regretat că, de exemplu, în facultate nu am plecat. Exact, asta am, exact, Un exact. an și jumătate, exact. an, cum a făcut Maria și să ai experiența asta uh, internațională. Uh, soțul meu a fost plecat uh, aproape 13 ani, a locuit în Marea Britanie, a devenit și cetățean acolo și tot mi-a zis, nu, ești. Nu, nu, nu o să te simți niciodată ca acasă. Da. Nu o să fie la fel. <gătări> și nu-mi doresc deloc pentru copiii mei să, să fie cu inima în două locuri cum am fost eu aproape jumătate de viață. Și atunci mi s-a părut foarte puternic acest lucru și nici măcar n-am avut nevoie să-mi demonstrez n am crezut pe cuvânt. Și, de fapt, mă uit și la prietenii apropiați, că oricât de bine s-ar fi integrat acolo, au copii născuți acolo, or, mă rog, acolo fiind oriunde, nu neapărat în Marea Britanie sau în Olanda, care sunt deja mai mult cetățeni țării respective decât români, tot timpul sunt într-o pendulare. Nu tot timpul, e o, e o jumătate de măsură acolo, dar sunt și povești fericite și, da, oameni care se, oameni care mici. se integrează exact. și care pentru care da. e important. Fratele da, meu da. trăiește în America cu soția și cei doi copii și pentru ei a venit experiența asta, nu știu, li se potrivește societatea aceea în care eu n-aș putea să trăiesc, dar ei pentru ei e da, e un act de curaj da. și, și să-ți dai seama că te-ai potrivi mai bine într-un loc da. și să pleci să vezi cum este, dar să și accepti că nu e pentru tine și să te întorci acolo unde te simți mai bine. Adică, da, exact. mai mai zis, da. să recunoști când nu-ți e bine și să nu e ca pe un eșec și să te întorci. Da, chiar nu ne-am gândit niciodată că este un eșec, pur și simplu am cântărit extrem de bine, am cântărit și înainte de a pleca din țară, și, după cum spuneam, faptul că aveam pe Alexia a cântărit foarte mult și ne-am gândit că va fi, că e clar alegerea potrivită. Adică n-a fost o mutare temporară, ne-am mutat cu toate lucrurile, eram sigur că va fi ceva permanent. Însă apoi ne-am dat seama de foarte multe lucruri și uh, chiar cred că e important pentru un copil să aibă niște părinți fericiți, care să nu se certe, să nu se... Adică să nu aibă probleme pentru că nu sunt unde își doresc. Da. Și sunt absolut convinsă că și eu, după ce mi-aș fi găsit un job acolo și s-ar fi terminat concediul maternal, m-aș fi izbit de niște probleme foarte mari pentru că în România, ca ITist, noi suntem amândoi lucrăm în IT, ne este foarte bine și în România, femeile în IT sunt foarte bine văzute spre deosebire de Olanda și uh, m-aș fi izbit de niște lucruri care poate că m-ar fi dat peste cap și ar fi fost prea târziu, pentru că atunci ar fi însemnat să-mi pierd jobul actual, uh, pentru care chiar am muncit foarte mult. Uh, și da, ar fi fost ar fi fost destul de greu Și atunci am, am cântărit foarte bine Exact la momentul potrivit când, aveam să, când trebuia să ne întoarcem Și am zis că ok, acum este un, un moment de cumpănă Rămânem sau ne întoarcem Am să ne întoarcem Și de când ne-am întors, nu pot să spun că a fost un moment de regret uh -huh. Sau în care să spun, doamne Ce rău că ne-am întors Sau ce, ce rău mă simt aici Sub nicio formă, n-a fost deloc așa ceva Și chiar din potrivă Ne simțim foarte bine iar dacă vom mai avea vreodată ocazia, nu știu, o altă oportunitate de job, în Olanda sau oriunde altundeva, iarăși vom accepta și vom vedea ce se întâmplă. Adică, viața îți oferă foarte multe șanse și mi se pare frumos să le. Uh, voi exploatez. sunteți și aventurieri așa, da. la, la, pe partea da. aceasta, adică chiar nu voi. Da, și mi se pare frumos, mai ales cât sunt copiii mici și nu sunt deja integrați la școală, atunci, da, va fi greu asta vorbim și noi acum și ne gândim că dacă vrem să mai facem, să o facem până intra Alexei la școală, da. până se va integra într-un sistem și o să-i fie apoi foarte, foarte greu să se rupă și da de ce nu? Adică până la urmă putem să mai facem așa vrem să-l creștem și pe el să nu fie, să nu rămână cu ideea că trebuie să rămână într-un singur loc sau da. că aparține, că, practic să fie un cetățean al lumii, nu un cetățen al României. Îmi place sau al mult această idee așa, așa gândesc și eu, pentru că da. mi se pare că rădăcinile, dacă prinzi rădăcini, da, e frumos, e metaforic așa, dar vin cu la pachet cu o corvoadă, știi, o idee de a fi legată de ceva, da, da cu foarte multă teamă că pierzi ceva și nu, nu pierzi nimic, totul e, adică trebuie să pur și simplu să profităm de toate șansele pe care ne dă viața, că asta e. că până la urmă tot ce ai sunt oricum oamenii și familia și asta nu poate să-ți ia nimeni oriunde ai fi, oriunde te-ai plimba copii, soțul, exact, prietenii, exact. nu sunt da. uh... și Cum simți tu de fapt? Asta se poate exprima în oricare colț al lumii uh, Asta cu siguranță Ai vorbit și despre Andrei și trebuie să te întrebăm și despre el pentru <laughs> că e un uh, tată foarte implicat și na, cu siguranță voi știți cum vă împărțiți lucrurile dar pare 50-50 total la voi da, da. Și um, întrebarea ar fi fost cum, cum era el înainte de copil? Adică era, era și el în asentimentul tău apropo de partea asta cu avutul copilului? Nu, nu, nu. nu. Sau nu? nu știu, sau cum s-au schimbat lucrurile pentru el? nu, -a el și-a dorit, cred că dacă ar fi fost după el, am fi avut copii chiar din primul an când ne-am cunoscut. Noi ne-am căsătorit când aveam eu 25 de ani, iar pe Alexei l-am avut la 32. Și-a mm -hmm. trecut foarte, foarte mult timp. Uh, și în tot acest timp, da, el și-ar dori foarte mult copii. Însă, pentru că vedea cum sunt eu și vedea cât de categorică eram eu și a adaptat oarecum dorințele și. A avut răbdare, a zis. O să-i. Vi... O să... O să... Nu, cred că la un moment dat chiar s-a obișnuit cu ideea că nu să avem. S-a resemnat, da. Efectiv, nu, nu se mai gândea la asta. Dacă pe mine mă făcea fericită faptul că nu aveam copii și că eram doar noi doi și aveam toate planurile pe care le aveam, cumva și-a impus să fie și el fericit, așa, chiar dacă își dorea foarte mult copii. Ce tare! Iar apoi, după ce am rămas însărcinată, s-a bucurat extrem de mult. A fost foarte. Foarte, foarte încântat și el este și genul foarte protector și foarte iubitor. Așa că uh, nu s-a shiftuit practic iubirea și protecția de la mm -hmm. mine către copil și nu știu, să mai mult, da, -a <laughs> da, da. <laughs> și a așa este și cu și cu Alexei, este foarte protector, foarte iubitor, uh, foarte grijuliu. Uneori poate mai grijuliu ca mine, tot timpul observă că e ceva regulă, că i apare o că merge <laughs> puțin strâmb, că are nu știu ce pe dinți sau... Aoleu, da, asta e că și mie mi se pare că, uneu, că, așa e și cazul soțului meu, că el își face mai multe probleme decât îmi fac eu la fix la ce spui din astea. Da. Are fruntea bombată, îmi zicea la un moment. Nu ți pare că are capul prea mare? Asta am care... și eu, sincer, că mi se părea și mie care are capul prea mare. Da, mie, soțul meu zicea, eu nu observasem, vezi că e cam fruntea bombată, că a citit el cu fontanela, nu știu ce, abar n-aveam da. ce aia fontanelă, ce cu fontanelă. Era deja la, fontanel, la abar... despre clingonien și... <laughs> da, serios, mi, mi zicea, punea mâna vezi că nu s-a închis și, pleca după aia sau... Cred că are o infecție urinară. De unde ai mai scos și pasta? Ce e aia? De ce? Cum? Îți arunca și... Da, și pleca și, și, după aia el anxios, dar nu voia să-mi transmită toate gândurile lui. În același timp mi-a aruncat bomba și pleca și mă lăsa cu toate gândurile. Și încă o chestie amuzantă cu tot cu soțul meu. Când Eram însărcinată, a trecut printr-o fază din asta de nesting, cred că se numește, el, -a, el a căutat și el mi-a explicat, că punea lumini în toată casa, dar foarte multe lumini. Deci punea becuri, chestii, a schimbat totul cu din alea inteligente. inteligente nu mai știam pe unde sunt întrerupătoarele, dispăruse de toate întrerupătoarele <laughs> din casă. Ui, și mie mi se pare că în ultima vreme văd foarte mulți stați da, mult mai implicați da, și, și mult, mult mai... Pare... Și asta e foarte, foarte frumos. Adică, mi se pare că văd tați cu copila și în Manduca, și da, în da. parcuri, și singuri, adică foarte, foarte drăguți. E, mm -hmm. e, e frumos, lăsându la o parte de faptul că ne ajută pe noi mamele, e o relație minunată care se da, dezvoltă. Da. Și care se dezvoltă sincer și fiind acolo, nu e numai născută între ei. Și mm -hmm. mi se pare un mare lucru că copiii noștri, copiii generației acesteia pot să aibă tată la aproape atât de mult. Da, 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 și cred că este extrem de important și văd cum e și Alexei tot timpul spune de mami și tati, adică suntem mami și tati, nu da. mami separat de tati. Nu, nu, suntem pur și simplu am un doi, am în trei. Dar Ioana, cum este relația dintre tată și fete? Că noi cu băieții știm, cu joaca, sunt așa, foarte buddies, foarte... Da, povestesc chestii din astea amuzante, mi-am de Călin în când s-a născut Mina, a lăsat cu noi trei săptămâni acasă, cum se stă, da. cum, cum da, au da, de concediu da. acela paternal. Și uh, urma să-l înlocuiască într-un fel mama, să vină să ne ajute, să gătească, să mai stea cu cea mică, cât făceam eu un duș. I-a lăsat un Excel pe care l-am până în momentul de da, față. Știu, știu Un Excel. Excel în care detaliase pașii, programul dintr-o zi, inclusiv cum trebuie să o schimbe. Dar termenii pe care a folosit Să se copilul pe spate, se desface, nu știu cum, la 45 de grade, se verifică, să nu știu ce, să nu știu cum. Era totul pe lăsat să acolo. instrucțiuni, instrucțiuni tehnice, fiziologic, tehnice. Fiziologic, se scoate, nu știu cum, nu știu cum. Deci, bă, am râs și acum râdem și tot timpul cum vreau să. Sper că ai păstrat, da? Când vreau normal. să fac niște alergări, zic, uite ce ai să-ți aici. A, relația, nu știu, nu, nu pot să-mi dau seama dacă are legătură cu faptul că e fată sau că e băiat. S-a format mai târziu, cu siguranță, între ei. Uh, pentru că alăptând și dormind cu ea în pat fiind tot timpul cu mine și el ducându-se la birou Deci n-am prins momentele astea de work from home um, Normal că eu eram acolo să-i satisfac nevoile uh, Dar ce pot să spun este că după ce s-a născut Nora, a doua fetiță Și el a trebuit să step it up cum ar veni și să vină să, facă, să fie mai prezent în, în viața ei Nu știu, e o relație efectiv Cu e? Mina Da, sau cu... cu Mina uh -huh. Și începe să fie și cu Nora acum, fiind că mai crescut și se desprinde de mine. E na, nu, nu nu nu, nu, nu puteam, nu nu îl vedeam niciodată atât de îndrăgostit de cum îl văd acum de ea și această potrivire mai și seamănă ei doi și pare că sunt acolo doi vrăgioari în, aceeași, ori, echipă, în da. aceeași echipă. Și e clar, am, adică totul mai spune o să facă ce vrea din tine, e clar, nu mai <laughs> nicio șansă. deși se de să face pe pă, na tatăl cul, cool, când aude că zice de vreun coleg de la grădință are patru ani și jumătate și acum mai nou a descoperit asta cu prietenii, că îmi place de Horia, îmi place de X, de Y, văd cum se la față instant, nu. Nu place de nimeni, dar e o chestie, știi? Da, bă, dați au da, asta deci și nașul nu... nostru cu fetița tot are, că nu-i nu, nu place ideea. Da, Ciudat... da, Eu, mi se pare așa, fiindcă eu nu am avut relația asta cu tatăl meu, eu sunt, mama, eu sunt fata lui mama, nu sunt fata lui tata, avem o relație foarte strânsă și tata niciodată nu și-a dat cu părerea despre iubiții mei, despre nimic. Adică a fost pentru cum vrei tu și când văd această Implicar, plă, implicare da, e, da. și această dinunia de leu și de mamă, mi se pare de unde a fost mi se pare foarte drăguț și mi se pare de frumos să o descoper. Deși îmi place să am două fete și așa undeva viste să fie trei, sunt curioasă și cu experiența și cu un, un băiat, mi se da. pare că e, e diferit puțin. Deși și eu sunt foarte curioasă nu... cum ar fi cu, cu o fetiță, deși dacă ar fi să avem un, un băiețel chiar mi s-ar părea minunat, minunat da. pentru Alexei, mă gândesc că ar fi foarte drăguț să să crească așa cu un buddy. Da, da, da. da. <laughs> Dar mi-ar plăcea și mie să văd cum ar fi cu o fetiță. Cred că, pe de-o parte, este puțin mai dificil, nu știu, așa mă gândesc, cel puțin când mai cresc, cred că e mai, mai complicat. Mie, nu știu, din jur mi se pare că e mai greu cu ele prim în primii ani. Sunt mult mai. Cu ele sau cu ei? Fetițele. fetițele? Fetițele sunt mai. Așa, mă rog, din ce văd în jur, sunt mai, nu știu, mai încăpățânate, mai energice, mai cu idei. Parcă la școală, când se duc înspre școală, când văd copiii de școală, e că le văd pe fetițe mai liniștite, mai interesate. Mai... E, e mai da, ușoară -e. viața cu ele, să zicem, înregimentată. Da. Nu, nu e o teorie. E așa tin să cred și eu, idei. sincer. Da. Așa mi se pare uitându-mă în jur, da. da. Așa eu mi am se pare două fete ca mie. doi băieți, deci nu știu ce să vă spun. Da, exact. Iar noi, eu am un băiețel așa... E foarte... că copiii voștri, la cum îi văd mă și pe Iacobul și știu, sunt cât una dintre ale mele ca da. energie și... Da, 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 sincer da, da. și am observat lucrul acesta cu fetițele prietenilor, sunt mult mai energice și uh, au fost mult mai active de mult mai devreme. Adică da. i-a procesat totul mult mai greu, a vorbit, mai greu a mers, mai greu, a vorbit de fapt foarte greu la 2 ani și 2 luni. A început nu să Nu e greu, sunt situații. Nu, 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 mi se pare ok. Da, comparație comparație cu ce, cu da, ce care, vedem în jur da, și da. cam pe așa, aici un fel de standard pe care ne-l-a da, creat ne așa creiat. din ce vedem din confirmările din jur, că așa nu am făcut nicio da, cercetare Da, da uh -huh. exact așa este. <laughs> așa este. mulțumim din suflet că ai fost alături mulțumim de noi traf, astăzi și mulțumesc, și mulțumesc pentru o, invitație. Da, poate mai poate mai vii să ne mai povestești și alte alte lucruri și pe final voiam să îți spun să dai un sfat. Știu că noi, eu am chestia asta cu legată de sfaturi că mi se pare că sfaturile sunt valoroase și că deși ne ferim de ele, unele chiar merită să fie date mai departe. Iar eu am primit sfaturi care m-au enervat, dar și lucruri care pentru mine au contat, mai ales din partea bunicilor, din partea părinților și pe lângă multele lucruri inutile pe care le-am auzit, au fost și câteva care mi-au rămas în suflet. Și de aceea voiam să te rog să le spui tu sfatul tău proaspetelor mămici. Da, exact asta voiam, exact mai, când întrebai de sfat voiam să spun, să încep spunând că nu-mi place deloc stiu, să dau sfaturi, stiu, avem, pentru că, da, mi se pare că, nu, suntem foarte diferiți și experiențele noastre sunt foarte diferite, dar singurul lucru pe care l-aș spune, dar nu l-aș cataloga ca un sfat, mămicilor și pe care le spun prietenilor mele acum însărcinate, este să fie cât, cât mai deschise și să accepte, schimbarea exact așa cum este, adică să nu se împotrivească, să nu-și proiecteze o imagine legată de maternitate și să vadă lucrurile, să nu într-un anume fel și să accepte faptul că totul poate fi complet diferit de tot ce-și imaginează și să îmbrățișeze lucrurile acestea. Pentru că mie, sincer, asta mi-a fost cel mai greu. Să accept toată schimbarea asta și să accept că Uh, da, viața se schimbă, ok? Poate că spunem că nu se schimbă fundamental și că ne readaptăm și că totul revine oarecum la normal, dar totuși se schimbă și trebuie să fim cât mai deschiși și să acceptăm fiecare schimbare așa cum e, fiecare zi exact așa cum este, să nu ne luptăm să schimbăm noi lucrurile, să le ducem în direcția în care dorim noi neapărat, să le acceptăm așa fix cum sunt, fără să ne împotrivim, fără să suferim din cauza asta și să luăm lucrurile ca atare. Cred că asta mm -hmm. ne-ar ajutat cel mai mult și cred că m-a ajutat și pe mine la o a doua sarcină să, să nu mă mai împotrivesc. Ce frumos! Mulțumim! Mulțumim Îți mulțumim, mă rog. mulțumim, mulțumim din suflet! Și eu mulțumesc foarte mult pentru invitație, a fost foarte <laughs> drăguț! <drabuțin. laughs> Îți mulțumim că ne-ai ascultat! Urmărește-ne și pe YouTube dacă dorești să ne vezi, pe Instagram și Facebook pentru a fi la curent cu noi subiecte de discuție. Pa Pa, pa! pa! <laughs>